Pentru a scăpa de părul din zona intimă, optăm pentru epilarea cu ceară caldă sau rece, epilarea cu zahăr sau cu lama. Totuși, există un mod 100% natural și eficient de a scăpa de părul nedorit din zonele sensibile și de punctele roșii de iritație. Cu siguranță nu te-ai gândit la întrebuințările neașteptate ale banalului bicarbonat de sodiu. Ingrediente 200 de ml de apă, o linguriță de bicarbonat de sodiu. Mod de preparare Se fierbe apa până ce dă în clocot, apoi se adaugă bicarbonatul de sodiu și se amestecă bine. Amestecul se aplică înainte de culcare pe zonele unde doriți să scăpați de părul din zona inghinală. Dimineața următoare se îndepărtează produsul și se aplică loțiune de hidratare. Tratamentul se face de 2-3 ori pe săptămână. În scurt timp, veți observa rezultate. Bicarbonatul de sodiu poate fi folosit pe post de deodorant. Amestecă o parte din bicarbonatul de sodiu cu o parte de amidon de porumb și aplică produsul la subțiori atunci când este necesar. Dacă vrei să ai dinți albi și strălucitori, iată ce să faci. Amestecă o lingură de bicarbonat de sodiu cu 5 picături de peroxid de hidrogen. Adaugă puțină apă și omogenizează bine ingredientele până când obții o pastă consistentă. După ce aplici pasta de dinți, lasă să acționeze 5 minute și apoi periază. La final, clătește cu apă. În cazul în care obișnuiești să stai cuticulele, mai gândește-te. Întrucât există riscul apariției unor infecții, indicat este să înmoi cuticulele pentru a le împinge, nu să le tai. Pune într-un bol bicarbonat de sodiu și apă caldă. Amestecă bine ingredientele, apoi aplică pasta pe cuticule pentru a înmuia pielea. Ai tenul gras și acne? Bicarbonatul de sodiu face minuni în acest caz. Amestecă bicarbonat de sodiu și apă și cu pasta obținută masează tenul prin mișcări circulare. Circulare. În felul acesta elimin celulele moarte. Pentru a împiedica apariția punctelor negre, încearcă următorul remediu. Amestecă o ceașcă de apă distilată cu o linguriță de bicarbonat de sodiu. După ce ai întins soluția pe zona cu puncte negre, stai deasupra unui vas cu apă fierbinte. Acoperă capul cu un prosop și stai așa 15 minute. Dacă nu ai timp să te speli pe cap, bicarbonatul de sodiu te poate ajuta. Aplică bicarbonat de sodiu la rădăcina firelor de păr, după care șterge cu un prosop. Relatează sursebune.com